Lucrările de reabilitare și modernizare a Parcului Nord din municipiul Orșova avansează rapid și ar putea fi gata în această toamnă. Primarul Orșovei, Marius Stoica, spune că aici se vor planta în jur de 150 de arbori, platan și tuia și se vor monta aproximativ 64 de stelpi de iluminat. Județul Mehedin se află într-un amplu proces de modernizare și reabilitare în toate domeniile și asta datorită implicării atât autorităților județene cât și a celor locale. Întreaga zonă se modernizează, s-au asfaltat și betonat aleile și se lucrează la platformele pe care vor fi amplasate mai multe elemente de mobilier urban, de la cele dedicate sportului pentru tineri, inclusiv aparate de fitness în aer liber, până la mese de tenis, bănci și chiar o fântână arteziană cu lumini ambientale. Lucrările avansează în în ritm alert, deși vremea nu a fost întotdeauna prielnică. Au fost multe zile în care a plouat. Termenul de execuție al acestui parc este de un an, de la data de la care am emis ordinul de începere al lucrărilor. Asta ar însemna că acest proiect să se sfârșească undeva în aprilie 2024. Dar după cum se vede, eu cred că este posibil ca în toamnă să fie gata. Avem aleile betonate și asfaltate. Pe acestea se vor amplasa elemente de mobilier urban, mese de tenis, aparate de fitness în aer liber. În partea de sus vom reabilita aleile și vom monta o fântână arteziană cu lumini ambientale, plus noi locuri de recreere. Îi mulțumesc încă o dată domnului președinte al Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, fără ajutorul căruia nu am fi reușit să ne bucurăm de această investiție, a transmis primarul municipiului Orșova, Marius Stoica. Acestea sunt obiective importante pe care locuitorii din Orșova le meritau și în același timp cresc oportunitățile de dezvoltare a zonei. Marius Stoica, primarul municipiului Orșova, s-a implicat și S-a mobilizat în ceea ce privește nevoile comunității, acesta asigurând condiții de calitate pentru cetățenii din oraș, dar și pentru cei din afara lui.